Păi, se pare că după socoțele care sunt acolo, există într-adevăr niște diferențe extraordinare între ce înseamnă sediul PSD și ce înseamnă sediul PNL, și ați văzut că am încercat împreună să facem calculul în conferința de presă. Dacă putem discuta de aproximativ 15 euro la nivelul sediului PNL ca total, la nivelul sediului PSD discutăm de aproape 400 de mii de euro sau în jur de 400 de mii. Dacă discutăm pe metru pătrat, ați văzut că la noi putem discuta de aproximativ 120 de euro pe metru pătrat, iar la PNL de 0,3 euro. Eu cred, sigur, fără să punem zona de importanță și de ceea ce înseamnă sediul nostru în piața Iosefin și ce înseamnă sediul PNL în piața Libertății. Eu cred că sunt niște lucruri pe care actualul edil, vremelnic fiind în funcție al Timișoarei, le aruncă pe piață pentru ca să poată să atragă asupra lui simpatia populației, sunt total nefondate și probabil că se vor întoarce cel mai rapid acum la alegeri prin votul care oamenii îl vor da împotriva lui. Nu poți să minți chiar atât de urât oamenii pe calcule. Dacă discutăm de probleme politice, poate mai mințim sau poate mai spunem și niște promisiuni, dar dacă discutăm pe calcule, pe hârtii, ceea ce înseamnă un sediu sau ce înseamnă altul, cred că diferența de la ce spune edilul Timișoarei și ceea ce e în realitate pe acte este departe, care nu cred că mai are rost să o comentăm. Mă opresc aici, nu cred că e păcat să stricăm zilele astea frumoase care vin de alegeri, când va câștiga Victor Ponta, cu declarațiile unui primar din cei 99 din Timiș pe care îi avem. Știm că sunt 58 PSD, 41 de alte culori. Sunt convins că din cei 41, cel puțin 40 și ei oameni serioși, își văd de alegeri și de ceea ce trebuie făcut.